Zisa Domnul, păziți-vă de prorocii cei mincinoși, care vin la voi îmbrăcați în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lup răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Culeg oare oamenii struguri din spini sau smochine din ciulini? Căci orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Deci orice pom care nu face roade bune se taie și se aruncă la foc. Drept aceea, după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Bunul Dumnezeu ne vrea autentici. Iar autentic înseamnă să fii sfânt. Sfânt ești doar dacă te închini la Bunul Dumnezeu, cel întreime slăvit, Dumnezeu cel adevărat. Dacă te închini și crezi Lui, dacă asculți de poruncile Lui, nu doar în cuvânt, ci și în faptă, pentru că credința este moartă, fără fapte, și cununa acestei urmări a lui Hristos este împărtășirea continuă cu Sfintele și Preacuratului Hristos taine, pentru că doar prin împărtășire ne putem sfinți. De aceea, iubiți credincioși, la sfârșitul Sfintei Trudii, când se dă iarăși, se așează Sfânta Evanghelie în semnul Sfintei Cruci pe Sfântul Antimis, spunem după toată Sfânta Liturghie, după ce ne-am împărtășit, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca să ajungem la sfințenie, iubiți credincioși, trebuie să avem această autenticitate. Ori cuvioși autentici sfinți, ori păcătoși autentici, pocăiți sinceri, din care într-o clipă Bunul Dumnezeu poate să ne facă sfinți prin mila și bunătatea Sa. Într-o clipă l-a iertat pe tâlharul de pe cruce, într-o clipă a iertat-o pe desfrânat. Și din aceștia a scos oameni care i-a dus în rai și i-a sfințit. Ori sfânt autentic, ori păcătos autentic, dar sincer în pocăința ta. Dar pe fariseu, pe duplicitar, pe omul cu două fețe, nici Dumnezeu nu poate ajuta. De aceea Mântuitorul spune clar, păziți-vă de cei care sunt în aparență proroci, în realitate sunt mincinoși. Păziți-vă de cei care sunt îmbrăcați în haine de oi, pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Păziți-vă și fugiți de cei care sunt fățarnici cu două fețe, iubiți credincioși. Dar Domnul spune clar, cum îi cunoști pe aceștia? După roadele lor, fățărnicia se vede din lipsa roadelor. N-a spus oare Sfântul Ioan Botezătorul, faceți roade vrednice de pocăință, până când veți șchiopăta de ambele picioare, spune prorocul. Oare nu s-a spus că securea stă la rădăcina copacului, dar copacul care nu aduce roadă se taie, se aruncă în foc? Și care este roada? Roada este a Duhului și roada Duhului este dragostea. Dragostea de Dumnezeu, jertfelnică. Dragostea de aproapele, jertfelnică. Nu poză, nu imagine, nu fățărnicie, nu declarații fățarnice de iubire, ci credință, mărturisire, faptă concretă în numele lui Dumnezeu și a iubirii. De aceea Domnul spune clar, iubiți credincioși, pomul care nu aduce roadă, se taie și se aruncă în foc. Pentru care doar niște frunze stufoase, dar fără roadă. Dar, iubiți credincioși, cum vine asta în cazul pocăinței și în cazul omului credincios? Dacă postești și ai doar o teologie a crucii și apostolului, fără să te împărtășești cu Hristos de pe cruce, ești un fățarnic, n-ai adus roadă, prin pocăință sinceră încurunată prin Sfânta Împărtășanie. Dacă postești și te rogi în fel și chip și acatiste și paraclise
Și psaltire și rugăciunea lui Iisus și a echipul așa plecat, ca și cum mai avea rugăciunea neîncetată, și nu te împărtășești, ești un fățarnic. Pentru că nu tot cel ce îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în cer. Și care este voia Tatălui meu care este în ceruri? Păi după cuvântul din Tatăl nostru care spune, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Ce urmează, iubiți credincioși? Urmează pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Adică dacă să se facă voia lui Dumnezeu în noi, înseamnă să ne împărtășim cu pâinea cea spre ființă astăzi, în continuu, neîncetat, întotdeauna și mai adevărat în împărăția cerurilor. Ca să nu fii fățarnic, iată că trebuie să împlinești totul până la capăt, nu bazându-te pe virtutea ta, ci pe umilință, pe smerenie și pe darul lui Dumnezeu. Nu tot cel ce îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Nu tot cel ce a postit, nu tot cel ce s-a rugat, nu tot cel ce vine la Sfânta Liturghie și doar a asistat dacă nu s-a împărtășit, aceștia spun, Doamne, Doamne, dar dacă nu te-ai împărtășit cu credința în mila și bunătatea lui Dumnezeu, nu te-ai mântuit. Și iată că nu vei intra în împărăția celor, pentru că a intra în împărăția celor înseamnă a mânca trupul Domnului și a bea sângele Domnului. Iubiți credincioși, aceasta este lucrarea din totdeauna, dintr-un început, din toate viacurile, din istoria Bisericii, aceasta este lucrarea, ca fiecare, crezând, căindu-se și pocăindu-se, să se împărtășească într-un final, aducând roadă cu trupul și sângele Domnului. Și Hristos aduce roadă în tine, pentru că a murit în tine bobul de grâu Hristos și iată că în tine a înviat și aduce roadă însutită, iubiți credincioși. Nu tot cel ce merge la Ierusalim și se închină la mormântul Domnului și se duce în muntele Athos și se duce la Sfânta Parascheva și se duc la Sfântul Calinic și se duc la capătul pământului în pustii, căutând nevoitori și pusnici, dar ei n-au înțeles lucrarea de pocăință și de sinceritate și nu se împărtășesc cu Sfinte Taine, degeaba se duc dacă nu se împărtășesc, pentru că degeaba strigă Doamne, Doamne și în Ierusalim, Sinatul și în pustie și lângă Sfintele moaște ale unei sfinte, precum cu Vioasa Parascheva, dacă ignori pe cine? Pe Stăpânul Cuvioasei Parascheva, pe Domnul Cuvioasei Parascheva și nu te împărtășești cu Sfintele și Preacuratele Hristos Taine, iată că nu aduci roada pe care ți-o propovăduiește chiar Bunul Dumnezeu. Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea viață veșnică. Vedeți că în fel și chip suntem fățarnici. Vedeți că în fel și chip strigăm Doamne, Doamne. În fel și chip ne umplem de cruci, de icoane, de cele sfinte. Nu avem sinceritate, nu avem căința, nu ne schimbăm, nu odihnim de aproapele nostru și nu ne împărtășim cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos Taine. Și chiar dacă ne-am împărtășit și tot vicleni am rămas, nu ne mântuim, pentru că și Iuda s-a împărtășit. Ce vrea Domnul Dumnezeu de la noi? Vrea o sinceritate în pocăință. Vrea o sinceritate în umilință. Vrea o sinceritate recunoscându-ne că suntem oameni păcătoși, neputincioși, ne străduim cât putem și ne punem toată nădejdea în mila și bunătatea lui Dumnezeu. Venim cu toată încrederea la Sfântul Potir și ne împărtășim, iubiți credincioși, să se umple gurile noastre de Sfânta Împărtășanie și de lauda lui Hristos. Și atunci sângele Domnului ne spală toate păcatele și să avem nădejde că ni se spală toate păcatele în sângele Domnului. Avem credința că atunci când a intrat în noi trupul și sângele Domnului, nu El se nomenește, ci noi ne îndumnezeim în har, devenim Dumnezei după har. Iubiți credincioși, pentru că Hristos nu se așează în stomac, ci în inima și în duhul omului. De aceea toată lucrarea, mai ales în vremurile noastre, este de pocăință, de rugăciune neîncetată, de statornicie în credință, de mărturisirea credinței și de împărtășire cu Sfintele și Preacuratul Hristos Taine. Și ieri, și astăzi, iubiți credincioși, am amintit de cuvintele cerești. Cuvintele cerești publicate în cadrul Asociației Nildor Bansu la editura Floarea de April. Oare de ce, iubiți credincioși? Pentru că dacă sunteți atenți, la sigla
Asociației Nildor Banțu este construită chiar după acest simbol de pe veșmântul acesta care îl port de ani de zile. Uitați-vă la acest simbol. Este o cruce făcută din două spice, care semnifică crucea Mântuitorului și trupul său răstignit pe cruce. Este aici o viță de vie și doi struguri, de unde curge vinul care s-a transformat în sângele Domnului. Deci avem și pâinea, avem și vinul, avem și grâul, avem și vița de vie, iubiți credincioși. Și în centru avem X și P, monograma Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Oare de ce am pus, iubiți credincioși, pe Asociația Nildor Banțu această icoană, acest simbol? Tocmai pentru că lucrarea Sfântului a fost aceea de a propovădui în continuu Euharistia și împărtășirea cu Sfinte și Preacuratele Taine. Nu cinstim pe Sfânt mai mult decât lucrarea. Nu cinstim lucrarea mai mult decât pe Domnul lucrării, pe Cel care săvârșește lucrarea prin Sfinții Săi, adică pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iar Floarea de April, editura de la care vă îndemnăm să cumpărați Cuvintele Cerești, cuvinte în care se spune, se tălcuiește foarte clar acest cuvânt: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. În Cuvintele Cerești cumpărate de voi și citite de la Floarea de April, această Floare de April, numită și Floarea Paștelui, are 8 colțuri, 8 petale, iubiți credincioși, ca simbol al numărului 8, ca simbol al zilei a 8-a, ca simbol al zilei duminicii, ca simbol al învierii, că duminica a înviat Hristos, ca simbol al Împărăției Cerurilor. Vedeți cum una se leagă cu alta, amândouă de fapt unindu-se în duminică, în liturghie, în împărtășire, în împregătirea pentru Împărăția Cerurilor. Vedeți că în vremurile acestea, iubiți credincioși, lumea este dominată de frică. Lumea este dominată de nesiguranță. Lumea strigă în continuu fel și chip: Doamne, Doamne! Unul pentru casă, unul pentru masă, unul pentru examene, altul pentru copii, altul pentru sănătate, altul pentru probleme. Doamne, Doamne! Dar nu-i de ajuns. Trebuie să vii la Dumnezeu și să-ți deșerzi toate ale tale, să-ți pară rău pentru ele, faci canon cum poți. Faci nevoință după puterea ta. Este destul canon viața însă, iubiți credincioși. Și apoi vii și te împărtășești cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos Taine. Este destul canon și osteneală ceea ce trageți voi în lumea aceasta frământată de dimineața și până seara. Dar acest canon consacrați-l lui Dumnezeu să fie ca o epitimie, ca o nevoință pentru apropierea de Sfânta Împărtășanie. Și în lumea aceasta plină de frică, iubiți credincioși, vin zvonul. Și tot au venit, ba de boală, ba de constrângere, ba de război, ba de altă pandemonie, ba de nu știu ce. Și fiecare vine cu soluții, în fel și chip, ca să-și salveze trupul. Unul să aibă mâncare mai mult, altul să-și pune o casă în munte, altul să se adună 2-3 într-o comunitate ca să facă față, alții să plece în Occident ca să scape de război și ce vești mai vin, ca nu cumva să se năpostească asupra noastră. Nici una dintre acestea, iubiți credincioși, nu este soluția cea adevărată. Pentru că Hristos Domnul nu s-a dus nici în stânga, nu s-a dus nici în dreapta. N-a căutat nici la Roma, n-a căutat nici la Irod, n-a căutat nici la Pilat, n-a căutat nici la Caiafa, n-a căutat nici să fie rege, n-a căutat nici scăparea în Egipt, ci s-a întors înapoi. Hristos Domnul a stat în centru și a asumat crucea de bunăvoie, s-a răstignit, a murit și a înviat pentru Împărăția Cerurilor. Aceasta este calea, moarte și înviere. Dar problema, iubiți credincioși, este una singură. Mai devreme sau mai târziu, fiecare om se îmbolnăvește. Mai devreme sau mai târziu, fiecare om devine neputincios. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi murim. Toată lucrarea este cum murim și cum înviem pentru Împărăție. Nu totul este să scapi de tensiunile, frământările, bolile sau războaiele acestei lumi. Nu căutați în exterior, ci adunați-vă cu miile, cu milioanele, în liturghie. Preoții să săvârșească în continuu Sfânta Liturghie. Toaca și clopotul să nu înceteze a bate.
Binecuvântările de liturghie să fie în fiecare zi, pe fiecare Sfânt Altar. Și dacă este timp, și dacă este libertate, și dacă este sănătate, și dacă sunt concedii, nu tot concediu, nu o lună de zile, ia-ți o zi. Vino la mănăstire, du-te în parohia ta, mergi la duhovnicul tău, spovedește și împărtășește. Și dacă ai timp liber, slujește, stai în monastire, citește toată psaltirea, consacră ceva la Dumnezeu, adu rugăciunea ta pentru pacea acestei lumi. Hai să vezi că se împlinește cuvântul care spune: apără, mântuiește, miluiește-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Îl cistim pe Sfântul Domnitor Ștefan cel Mare. El avea o luptă în planul fizic văzută, dar lupta cea mare era nevăzută, pentru că în spatele lui era Daniel Sihastru. Și în spatele lui Daniel Sihastru erau toate oștile îngerești. Și în spatele tuturor oștilor îngerești era acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pe care îl cinstim astăzi, priviți credincioși. Deci, amintiți-vă de Moise, când se luptau cei din Israel cu amaleciții, iată că Moise stătea cu mâinile în sus. Când Moise stătea cu mâinile în sus în rugăciune, biruia poporul Israel pe vrăjmașii săi, pe Amalec. Când mâinile lui Moise cădeau, iată că poporul era biruit. Deci puterea acțiunii în planul fizic depindea de rugăciunea lui Moise și iată că era Or și Aron cu mâinile întinse și îi susțineau mâinile până seara ca să poată să biruiască până la apusul soarelui pe vrăjmașii săi. Toate luptele în planul fizic, dacă n-au susținere în spate, în planul duhovnicesc, sunt niște ținte false, trecătoare, iubiți credincioși, an de an, generație de generație, sperând că va fi bine. De fapt, dracu fură viața tuturor în fel și chip, numai să ne ajungă în împărăția cerurilor. Dar amintiți-vă de negocierea care a dus-o cu bunul Dumnezeu în Vechiul Testament. Doamne, dacă vor fi 10, vei dărâma cetatea 10 drepți? Nu. Dacă vor fi 50, vei dărâma cetatea? Nu. Da 40, da 30, da 10. Nu voi dărâma cetatea dacă vor fi 10 drepți. Dar ce înseamnă drept, iubiți credincioși? Înseamnă împărtășiți cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine. Dacă vor fi 10 drepți, 10 împărtășiți într-un bloc, nu va cădea blocul la cutremur. Dacă vor fi 10 împărtășiți pe o stradă, nu va cădea bomba în capul vostru. Dacă va cădea, vă veți împărtăși. Dacă vor fi 10 împărtășiți într-un neam, iată că neamul acela se va ține. Dacă vor fi alți 10 și alți 10, vizi că din ce așa extrapolând, dar un neam de împărtășiți, iată că neamul va rezista, credința va rezista și sufletele se vor mântui. Cel mai greu de luminat sunt arhierei și preoți. Parcă sunt întunecați la minte. Parcă nu văd situația lumii în care ne aflăm. Parcă nu văd că degeaba, Doamne, Doamne, slujbe și toate celelalte, dacă poporul în finalizare nu este împărtășit cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine, biserici, catedrale întregi strigă Doamne, Doamne, dar roada Duhului și împărtășania nu ajunge în inima lor. De aceea treziți-vă, n-așteptați posturile, n-așteptați practicile împărătești, n-așteptați luna viitoare, ci astăzi, pâinea această ființă de nou astăzi, împărtășiți-vă cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine, nu să scăpați de necazul acestei lumi, ci să-L iubim pe Dumnezeu, să ne împărtășim, să ne pregătim pentru împărăția cerurilor. Amin.